După succesul deosebit de care s-a bucurat expoziția de pictură cu tema Credință, Ie și Natură în Artă, organizată în luna iunie la Deva, a fost rândul iubitorilor de artă din Petroșani să se bucure de talentul, imaginația și creativitatea zecilor de artiști amatori, membrii ai Clubului de Arte Plastice Curcubeu, club care își desfășoară activitatea în cadrul Bibliotecii Județeană Ovid Densușianu Hunedoara Deva. Expoziția a fost organizată cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, care continuă astfel ofensiva culturală în județ. Acțiunea de la Petroșani face parte din amplul proiect al Consiliului Județean Hunedoara de susținere a activității culturale în județ, atât prin organizarea de evenimente, cât și prin investiții. Cineva spunea la început că ofensiva culturală pe care Consiliul Județean a inițiat-o nu va dura și nu va avea efecte. Ofensiva culturală nu înseamnă numai spectacol. Ofensiva culturală înseamnă să facem muzeul la Urăștie, suntem singurul Consiliu Județean Hunedoara. Ofensiva culturală înseamnă să reabilitezi ca împreună cu Primăria Municipiului Hunedoara, să faci o casă de cultură și lucrări. Ofensiva culturală înseamnă să terminăm anul acesta și la Săcel, acel conac al Contelui care va aduce în zona Țării Hațegului un loc de vizitare deosebit. Toate acestea însumate duc la această ofensivă culturală care, vedeți dumneavoastră, va avea efecte asupra omului din județul Hunedoara. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că la OSIM a fost trecută ca Hunedoara, județul celor două capitale, marcă înregistrată de Consiliul Județean. Și veți vedea multe de acum încolo. Artiștii amatori din cadrul Clubului de Arte Plastice Curcubeu și-au expus lucrările în foaierul Teatrului Dramatic Ide Sârbu din Petroșani, iar expoziția va putea fi vizitată până la sfârșitul lunii august.